Este extrem de liniște în incinta închisorii, și ușile nu au fost deschise în acea dimineață, așa cum se întâmpla de obicei. Dintr-o dată, deținuții aud pași, este o percheziție. Unii caută cele mai bune locuri pentru a ascunde marfa de contrabandă. Unul dintre paznici strigă: Dați-ne marfa de contrabandă înainte să o găsim noi și nu veți fi acuzați cei care deja sunt de câțiva ani în închisoare nu cred că va exista armistiție pentru că în trecut gardienii și-au mai încălcat promisiunea. Un anume deținut chiar are de ce să se teamă, pe măsură ce paznicii se apropie de celula lui, încearcă din răsputeri să ascundă jumătate de pachet de gumă de mestecat într-o crăpătură din perete în spatele chiuvetei. Știe că va avea probleme dacă paznicii găsesc așa ceva la el. La fel ca majoritatea, probabil că vă întrebați de ce ar avea probleme de ținuții dacă sunt prinși cu ceva atât de banal cum este guma de mestecat. În cazul de față, deținutul, să-i spunem Bill, nu avea de gând să mestece guma doar pentru plăcerea de a mesteca gumă. Bill nu își făcea griji nici din cauza respirației urât-mirositoare și nu mesteca gumă pentru a scăpa de stres sau de scrâșnitul dinților. Bill voia de fapt să folosească guma pentru a lua amprenta unei chei pe care credea că va reuși să o fure după care să o pună înapoi. Odată ce reușești să iei amprenta unei chei, ai șanse destul de bune să reușești să-ți faci și tu o cheie, iar în închisoare o cheie reprezintă ultimul lucru pe care paznicii ar vrea să ajungă la deținuți. Guma poate fi folosită și pentru a bloca încuietorile ușilor, ceea ce poate fi o problemă gravă atunci când un deținut încearcă să-și facă rău lui sau al cuiva din celulă. Acestea sunt cele două motive principale pentru care guma de mestecat este interzisă în închisoare. Hai să vedem ce alte obiecte obișnuite sunt interzise în închisoare. Unele dintre acestea cu siguranță vă vor surprinde, asta dacă nu ați petrecut și voi ceva timp pe acolo. Mulți deținuți își petrec timpul desenând, scriind jurnale sau poate chiar romane polițiste. Aceștia au voie să folosească hârtie, dar caietele cu spirală sunt interzise. Probabil vă gândiți că acea spirală poate fi transformată într-o armă, așa este, dar mai există un motiv. Un deținut priceput ar putea să descuie uși cu acea spirală. Următorul obiect de care știm este interzis doar în închisorile din Anglia și țara Galilor, iar regula a fost introdusă în 2013. Mulți deținuți de acolo își petrec foarte mult timp uitându-se la filme, dar cum nu sunt mereu filme bune la TV, uneori li se permite să se uite la DVD-uri. Acesta este un lucru bun pentru ei deoarece pot vedea sau chiar revedea filmele lor preferate, cum ar fi The Great Escape. Dar există și un tip de filme care sunt interzise, mai exact cele care conțin scene violente. Vă gândiți probabil că e stupid având în vedere faptul că mulți dintre deținuți probabil că au trăit experiențe mai violente decât cele din filme. Dar, în 2013, ministrul justiției a spus că nu mai vrea ca deținuții să urmărească filme violente sau filme care să conțină scene sexuale. Și în Statele Unite există cenzură, dar aici este vorba despre cărți care sunt interzise în anumite state. Statul Texas a interzis 12.000 de cărți în închisorile de acolo, unele dintre acestea fiind scrise de clasici cum ar fi William Shakespeare sau George Orwell. Pentru o perioadă în statul Colorado, până și memoriile lui Barack Obama erau interzise pentru că erau considerate un pericol pentru siguranța națională, dar această decizie a fost anulată după o vreme. În America, mulți activiști susțin că interzicerea cărților în închisori este ilogică. Una dintre cele mai populare cărți în închisorile din America și din toată lumea este Succes și Putere, 48 de legi pentru a reuși în viață. Într-un mediu cum este cel din închisoare, se poate spune că aceasta este o lectură esențială. Rapperul 50 Cent ar fi de acord. Cartea a devenit atât de populară încât unele închisori americane au decis să o interzică. Să trecem mai departe și să vorbim despre somn. Să dormi bine în închisoare poate fi destul de greu din cauza zgomotului, dar și a luminilor. Ai crede că măștile de dormit ar trebui să existe în închisori, dar și acestea sunt interzise. Măcar dopurile de urechi sunt legale, astfel încât deținuții să poată să nu fie deranjați de zgomote. Cât despre următoarea interdicție, unii dintre voi își vor da seama imediat de ce este considerată contrabandă, în timp ce alții, cei mai inocenți, vor trebui să se gândească puțin. Ei bine, este vorba despre lichidele corporale pe care nu ai voie să le păstrezi. Chiar dacă unii dintre deținuți fac parte dintre cei care cred că propria urină ajută la sănătate, pur și simplu nu au voie să păstreze așa ceva. Motivul este că unii dintre deținuții mai agresivi ar putea stropi paznicii cu aceste lichide, ceea ce deținuții numesc gazare. O altă nemulțumire a deținuților este că atunci când merg la închisoare nu au voie să ia cu ei o listă cu numere de telefon, adrese sau alte date de contact. Deci trebuie să și le amintească și să le scrie atunci când primesc hârtie. Cu timpul, aceștia pot face rost de mai multe date de contact atunci când vorbesc la telefon cu diverse persoane. Un deținut și-a notat numere de telefon într-o Biblie, dar în anumite închisori ai voie cu un anume tip de Biblie, cea cu coperți moi. Aceste reguli diferă de la o închisoare la alta, dar în multe dintre ele ai voie să comanzi un număr limitat de cărți, iar acestea trebuie să aibă coperți moi. Motivul este dat de faptul că în cărțile cu coperți tari este mai ușor să ascunzi arme și chiar dacă este imoral să ascunzi un cuțit într-o Biblie, au existat destule cazuri. Un alt motiv este că o enciclopedie de 1000 de pagini cu coperți stari poate provoca daune serioase dacă cineva este lovit în cap cu ea. Uneori, deținuții sunt prinși cu obiecte interzise fără să-și dea seama. Asta pentru că avocații lor le trimit acte, iar de multe ori acestea sunt prinse cu capse sau agrafe de birou. Capsele nu sunt neapărat bune ca arme, dar deținuții pot face din ele ace pentru tatuat, iar dacă știi să folosești agrafele de birou, poți desface cătușe practic orice e metalic și arată ca un ac este interzis în închisoare pentru că poate fi folosit pentru a înțepa sau pentru a deschide încuietori. Trebuie știut și că e interzis să-ți faci stocuri de anumite produse în închisoare, chiar dacă este vorba despre ceva aparent inofensiv cum ar fi hârtia igienică. Asta pentru că dacă ai destulă și destul timp, o poți modela în ceva cunoscut sub numele de cuțit de hârtie igienică. Deținuții nu au voie nici cu creioane lungi pentru că le pot folosi ca arme, iar aceștia primesc de obicei creioane scurte, depinde de închisoarea în care se află. Este foarte neplăcut pentru cei care vor să scrie mult și se știe că uneori aceștia modifică acele creioane făcându-le mai lungi. Că tot vorbind despre creioane, dacă amesteci grafitul cu apă, poți face ceva cu care să te machiezi. În anumite închisori pentru femei, machiajul este interzis. Uneori sunt folosite chiar bomboane M&M amestecate cu apă, care pot produce o mulțime de culori. Chiar dacă asta nu pare ceva atât de grav, machiajul făcut din M&M este considerat marfă de contrabandă. Când vine vorba despre bijuterii, în închisorile federale americane poți purta verighete care nu sunt gravate și nu au pietre prețioase și poți purta un lănțișor dacă acesta are un medalion cu un simbol religios, dar orice bijuterie trebuie să aibă o valoare mai mică de 100 de dolari. Asta pentru că au existat cazuri în care oamenii au fost uciși cu bijuterii, iar dacă valorează prea mult, cineva ar putea să te ucidă pentru ele. În 2010, într-o închisoare din America, un deținut i-a cerut altuia să probeze un lănțișor cu un medalion religios, după care l-a strangulat pe acesta. În altă închisoare este interzis să joci zaruri, jocuri de șah sau domino, cărți sau orice alte jocuri. Chiar dacă sunt interzise, deținuții fac astfel de obiecte, zaruri din hârtie igienică sau chiar un întreg set de șah. Nu este ceva ușor, iar un deținut a declarat că a dus asta la nivel de artă, deși materialele pe care le folosea îi erau confiscate la fiecare percheziție. Acesta povestea cât de greu este să găsești în închisoare lipici și cum el folosea lipiciul de la autocolantele de pe sticlele de șampon sau alte produse cosmetice atunci când avea nevoie. Multe jocuri sunt interzise pentru că acestea duc la pariuri, iar pariurile pot duce la datorii și la violență, iar în unele cazuri chiar la moarte. Depinde de închisoarea în care te afli și de cine te păzește, dar de multe ori paznicii trec cu vederea astfel de activități. Dar atunci când sunt percheziții, de obicei nimic nu este trecut cu vederea. Un deținut a declarat că a încercat din răsputeri împreună cu alții să fabrice toate cele necesare pentru a juca Dungeon and Dragons. Imaginați-vă grupurile din închisoare, arienii, mafia mexicană și băieții care joacă Dungeon and Dragons. Paznicii îi lăsau de obicei să joace. Problema era când un paznic nou găsea planșa jocului și credea că este un plan de evadare. Când se întâmpla asta, lucrurile deveneau mai serioase. La un moment dat, un paznic mai tânăr voia să confiște o harta a jocului, dar un altul mai în vârstă i-a explicat ce este și a spus să-i lase în pace pe deținuți. Paznicul cel tânăr le-a returnat harta, dar nu înainte să le spună că sunt niște tocilari. Ultimul obiect este ceva mai ciudat. În unele închisori, chiar când deținuții se simțeau singuri, aceștia și-au creat parteneri, cineva cu care să-și petreacă timpul și pe care să-l poată ține în brațe și iubi. Acești parteneri artificiali sunt interziși și cei care sunt prinși cu așa ceva trebuie să le dea explicații paznicilor. Acum că știi cu ce nu ai voie în închisoare, gândește-te la cum ai putea supraviețui acolo. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!